Salutare tuturor! Sunt Ada, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. Pe Cinemax de la ora 19 puteți urmări filmul Charlotte Grey. În timpul celui de-al doilea război mondial, Charlotte Grey, o femeie din Scoția, merge la Londra pentru a ajuta în aceste momente teribile. La o petrecere, ea îl întâlnește pe Peter, un pilot de care se îndrăgostește. Dar povestea lor de dragoste se oprește brusc când bărbatul este chemat la datorie, iar avionul lui este doborât undeva în Franța. Astfel, Charlotte pleacă să-l caute și se alătură mișcării de rezistență. There's nothing I can do except survive. There must be something to set against all this. If you stay now, you'll die. You think that will help us to win? You did your best. Don't say that. De la ora 20, HBO prezintă The World According to Dick Cheney. Producția propune un profil revelator al lui Dick Cheney, una dintre cele mai controversate și puternice figuri politice din lume. Regizorul R.J. Cutler oferă o privire surprinzătoare în viața personală a fostului vicepreședinte, începând cu primele lui zile la Washington până la perioada petrecută la Casa Albă alături de președintele George W. Bush. When I first arrived there back in 1968, I was one of the youngest people in West Wing, and this time around I was the oldest. If we had been able to take out one of those airplanes headed for the World Trade Center, would we have done it? And the answer was absolutely yes. Are you going to trade the lives of a number of people because you want to preserve your... Pe HBO Comedy de la ora 21 rulează filmul de animație Tinkerbell and the Pirate Fairy. Când Zarina fură tot praful albastru magic din Pixie Hollow și zboară pentru a-și uni forțele cu pirații din Stânca Cranilor, Tinkerbell și prietenii ei pornesc într-o aventură de proporții ca să recupereze praful. Totuși, urmărind-o pe Zarina, lumea lui Tink este dată peste cap. Ea și prietenii ei descoperă că talentele lor au fost schimbate și astfel începe o cursă contra cronometru pentru recuperarea prafului magic și pentru a se întoarce acasă să salveze Pixie Hollow. Remember, right arm, left foot. Aye, aye. Look out! Oh. Harry's! Avast, ye swat! Hot spot! Oh. De la ora 21.30 pe ProTV puteți urmări filmul Once Upon a Time in Mexico cu Salma Hayek, Antonio Banderas și Johnny Depp. Rănit, hăituit și înspăimântat de o tragedie, El Mariachi s-a retras în liniște departe de lume. E forțat să iasă din ascunzătoare atunci când Sens, un agent CIA corupt, îl recrutează pentru a dejuca un complot ce-l vizează pe președintele Mexicului. De această dată, răii sunt cei din cartelul lui Barilio. Pe lângă angajament, El Mariachi are propriile motive să se întoarcă ce țin de răzbunare. Can you dig it? I can dig it. Pe TV 1000 de la ora 23 și 20 de minute rulează filmul Multiple Sarcasms. Arhitectul Gabriel Richmond are tot ceea ce ar putea să-l facă fericit pe un bărbat în New Yorkul anului 1979. Cu toate acestea, bărbatul nu se simte împlinit și își petrece cea mai mare parte a timpului în sala de cinema, evadând într-o lume fictivă. Atunci când demisionează de la locul de muncă și decide să scrie o piesă de teatru inspirată din existența proprie, Gabriel nu-și dă seama de consecințele destructive pe care le va avea acest lucru asupra familiei sale. Academy Award winner Timothy Hutton. But you brushing off and hanging up on me, it's gonna be in the play. Academy Award winner Mira Sorvino. It's great, it just can be great and pathetic. Dana Delaney. Acestea au fost informațiile TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte recomandări. Vizionare plăcută!